Pentru mine creativitatea înseamnă, în principiu, cam ce poate însemna pentru toți ceilalți. E un conglomerat de imaginație, de productivitate, de putere de a lua decizii și așa mai departe. Dar pentru mine, strict, creativitatea înseamnă totul. Înainte de 89, cred că mi-a fost îngrădită creativitatea pentru simplu fapt că erau alte vremuri. În școală nu se punea atât de mult accent pe creativitate și în același timp nu se crea acest link între toate celelalte domenii și ceea ce urma să învățăm noi. Am fost un norocos pentru că am avut părinți cadre didactice. Au fost niște cadre didactice bune, iarăși spre norocul meu. Și bineînțeles că mi-a fost stimulată creativitatea de la o vârstă destul de fragedă, însă și ei, la rândul lor, se înscriau la vremea respectivă în niște canoane. Copiii sunt încurajați să se joace. Prin joacă, într-adevăr, se dezvoltă foarte mult creativitatea copiilor. Le dai șansa asta de a pătrunde și în alte zone în care ei nu au fost obișnuiți. Când vorbim de creativitate la copii, eu cred că e o chestie mai mult legată de multi-inteligență, ceea ce numesc cercetătorii, adică inteligența se dezvoltă pe un anumit tip de domeniu pe care îndrepți copilul respectiv, iar dacă îi dai șansa de a privi liber în dreapta și în stânga, va crea legături din acea inteligență și s-a dovedit că copiii care s-au jucat corect și mult și frumos cât erau mici se dezvoltă mai bine. Pentru societatea în care trăim este esențial să încurajăm copiii să fie creativi. Cadrele didactice împreună cu mediul creativ creat de părinți acasă pot face împreună ca acel copil să fie într-adevăr unul creativ, dezvoltând tot ce are.